Vă spunem un bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În Lumina Cuvântului și în cadrul acestei emisiuni îl avem ca invitat pe fratele pastor Viorel Iuga, pastor al Bisericii Baptiste Speranța din Arad. Și doresc cu această ocazie să îl salut și să-i spun bun venit în cadrul emisiunii. Mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur să fiu aici, mă bucur să intrăm împreună din nou în casele oamenilor și ne rugăm lui Dumnezeu să le fie cu folos. În cadrul emisiunii În Lumina Cuvântului parcurgem o carte a Noului Testament, este vorba de Epistola către Efeseni. Am să citesc două versete din capitolul 4, versetul 31 și 32, care spun așa. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum va a și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Amin. Voi v-ați propus să aveți servicii de înmormântare în fiecare zi? Sau? Dacă orice amărăciune, orice iuție, toată ziua asta numai la priviri și la înmormântări. Dar bine ar fi să moară toate, măcar așa, o dată pe săptămână. Să zicem că sunt uh, acele vulpi mici care le trecem cu vederea în uh, viața de familie. No, eu cred că ăștia sunt vulpoi bătrâni, dar ne-am obișnuit cu ei și nu-i scoatem afară. Că așa la o primă citire sunt lucruri pe care le tot acceptăm și le tot vedem uh, în viața noastră, în familie și uh, dacă spunem uh, unor persoane că aceste lucruri sunt păcate, de exemplu strigare, pe unii strigă și în adunare. Bine, acum, eu nu știu, suntem la emisiunea în lumina noastră sau în lumina cuvântului. Că dacă suntem în lumina noastră, după unii orice e acceptabil. Deci, după unii, din nefericire, ar trebui să luăm Biblia, o drujbă, și să scoatem din ea, nu știu, dar poate ar rămâne coperțele sau ceva promisiuni care ne convin nouă dacă suntem în lumina cuvântului, e interesant cum le amestecă Dumnezeu. Noi le separăm, foarte interesant, noi le separăm păcate mari, păcate mici. Dacă te uiți în Galaten, dacă te uiți în Apocalipsa, când spune, faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt aceștia. Și începe -o, curvia, prea curvia, a, voi băi frate aici, doamne, ferește. Lucruri grozave. Lucruri grozave. Dar te duci un pic mai jos, exact uh -huh. în același pasaj, următorul verset. Și apostolul menționează tocmai ce ai citit aici așa le pansăm, zicem că astea sunt acceptate, că nu e nicio problemă. Ei, Dumnezeu e foarte clar și spune și orice lucruri asemănătoare cu acestea, deci toți verișorii și verișoarele lui astea, nu numai astea, toți verișorii și verișoarele astea cu niciun chip nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Când e vorba de cartea Apocalipsa, afară sunt câinii, nu știm noi cum e cu câinii, da? dar după asta vorbește de curvar, prea curvar, idolatri și după asta spune oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Fricoșii. Fricoșii, da. Bine, nu fricoșii cu pisica neagră, ci cei care le este frică să-L accepte pe Hristos și cei care le este frică să trăiască așa cum cere Hristos. Deci noi putem să încercăm să facem liste diferite. Domnul are o singură listă, lista păcatelor și ele, cum spune Apostolul Pavel, ele nu trebuie mângâiate, și nici măcar înfometate. Mai aud și eu, auzi și tu, auzi și alții prin biserică, spre exemplu, Doamne Iisuse, acum eu nu comentez, cred că oamenii se roagă sincer, dar naiv. Doamne Iisuse, paralizează tu duhurile nicurate. Deci eu ce zic, draci în cârșe. Păi să-i scoată afară Domnul de tot, să ne lepădăm și noi de ei, nu ce, le dăm cărucioare, după asta îi pansăm. Deci noi ar trebui să ajungem la concluzia că fie că vorbim de viața din adunare, fie că vorbim de viața de familie, unde vom veni noi în emisiunea aceasta, fie că vorbim de viața socială, păcatul trebuie scos afară, înăuntru trebuie să fie Hristos, El trebuie să domnească în fiecare aspect, în fiecare zi și asta începând în casele noastre. Acum, în versetul 32, Apostolul Pavel finalizează cu tematica iertării. Iertați-vă unul pe altul, cum va iertați și Dumnezeu pe voi în Hristos. În general noi ne referim la această poruncă nu special vis-a-vis -vis de fratele nostru, sora noastră, cineva din biserică sau din afara bisericii, dar mă gândesc că punctul de pornire este în primul rând cel care ți este cel mai aproape și cel mai aproape frate este soțul, cea mai apropiată soră este soția. Dacă îl privești așa, dacă nu îl privești așa, atunci... Dacă poate... privim în lumina cuvântului. Dacă privim în lumina cuvântului, că știi, nu știu dacă mai discutam noi, că acum cu câți discut, nu mai știu ce am discutat, dar de multe ori mă gândeam dacă ai privi ca soție la soț ca cel mai neînsemnat frate al lui Hristos. Dacă ai privi la soție ca cea mai neînsemnată sora lui Hristos și să faci exact ce spune Mântuitorul. Ați făcut aceste lucruri celui mai neînsemnat frate al meu. Când ai spus că vei citi din epistola către FSN, mă gândeam că trebuie să spun lucrul acesta. Eu sunt într-o perioadă, eu tot așa îmi iau lucruri care mă depășesc. Nu știu cum să mă înțelegi. Pe mine Domnul câteodată îmi deschide ochii, mă luminează și de multe ori mi închide că dacă aș ști de la început ce pretind de o anumită lucrare, niciodată nu m-aș apuca de ea. Deci mi-aș da seama că mă depășește. Cu cât timp în urmă, timp bun, eu am, luat, am început să iau fiecare carte din Biblie să văd ce vorbește ea familiștilor. Surprinzător pentru mine care credeam că doar câteva cărți din Scriptură vorbesc familiștilor, mi-a dat seama că fiecare carte este o carte pentru familiști. Dacă vorbim de efeseni, sigur voi veți spune, este o, o carte scrisă biserice, adunării. Întrebarea mea este, în adunare ce erau? Familii. Erau familii, da? Ei, atunci când spune iertați-vă unul pe altul, normal că în primul rând îi spune soțului, iertați-vă unul pe altul în relația cu soția, iertați-vă unul pe altul în relația cu copiii, spune soției, iertați-vă unul pe altul în relația cu cei din casă, copiilor și părinților, iertați-vă unul pe altul. Din nefericire, noi foarte puțin ne gândim la aspectul acesta. Deci, pentru noi, cele mai multe pasaje din Scriptură încep, în cel mai fericit caz, în afara cefeului nostru. Deci, unde e proprietatea noastră, acolo există, știu, Evanghelia după mofturi, Evanghelia după pretențe, nu știu ce Evanghelie există, care, sigur, o să ne ducă afară, nu înăuntru. E, și eu mereu atrag atenția că Domnul Isus este... Pro-familie și a fost întotdeauna pro-familie. Și când îl tămăduiește pe unul, spune, te duci acasă la ai tăi, de acolo începi. Deci e, sunt de acord 100% că porunca iertării de acolo, eu așa o văd, poruncă, nu sugestie, porunca iertării. O recomandare. Nu, nu, nu. Deci noi nu avem nici recomandările <coughs> Domnului. Nu știu dacă am scris într-o carte sau nu trebuie să mă uit, că am, am un subiect când am vorbit despre Dumnezeu, despre... Sugestii sau recomandări lui Dumnezeu și cred că a rămas pagina goală, că Dumnezeu nu are sugestii, știi? Dumnezeu are porunci, le aplici sau nu le aplici. Că El ne roagă uneori, că vorbește frumos e cu tot altceva, dar El rămâne împărat și stăpân și, cum să spun, când directorul te roagă ceva, nu înseamnă că El nu mai e director și nu răspunzi, ci se vede caracterul lui frumos. Care dacă nu pricepi într-un fel ca să nu te pedepsească încearcă și o altă. Deci, dacă ne referim la pocăință. Într-o parte spune Dumnezeu poruncește pocăința, în altă parte că Dumnezeu ne cheamă. Dumnezeu ne îndeamnă. Dar asta nu înseamnă că nu este porunca Lui. Deci, este o poruncă categorică uh, pentru familiști. Iertarea. În cadrul uh, creștin așa evangelic, noi vorbim foarte mult despre iertare. Iertarea lui Dumnezeu uh, pentru oameni pentru oameni pe verticală. Dar, în același timp, este foarte importantă uh, latura orizontală a iertării. Uh, oamenii sunt interesați sau vor să aibă iertarea lui Dumnezeu. Dar de multe ori ne împiedicăm aici când este vorba să iertăm pe alții, și uh, întâlnim de multe ori familii care au ajuns într-o criză foarte mare pentru că nu pot să mai treacă cu vederea anumite greșeli care, evident, între doi oameni apar. Bun, deja eu zic că ai făcut o presupunere, evident, între doi oameni apar. Uh, probabil că unii nu sunt dispuși să ofere iertarea pentru că ei așa înțeleg creștinismul. Un creștin nu greșește niciodată. Soțul meu sau soția mea sunt creștini, sunt pocăiți, nu de asta m-am cununat cu el, că a fost cel mai pocăit din adunare, cea mai pocăită din județ, da? cea mai pocăită fată. M-am așteptat să nu greșească niciodată. Nu știu cum s-a întâmplat că a greșit de mai multe ori, și atunci eu mi-aș pune întrebare, oare chestia asta care ne-a fost nouă pusă în minte, că nu greșim, că una, asta e chiar un lucru biblic, este un principiu biblic, pentru că dacă ar fi un principiu biblic, eu cred că multe versete din Scriptură ar trebui scoase. De ce spune Apostolul Pavel și nu țineți necas pe ele? Iertați-vă unul pe celălalt. Nu sunt cazuri ipotetice. Nu, Domnul Isus a știut că suntem oameni, că vom greși, le spun mereu tinerilor, apropo de asta, dacă nu sunt dispuși să ierte și să ierte mult și până la capăt, n-are rost să Pentru că dacă ne ducem la Matei capitolul 18, Domnul Iisus Hristos vorbește acolo despre iertare și vorbește de cel care a fost iertat, dar n-a iertat, l-a aruncat pentru 2 euro și jumătate în temniță, deși el a fost iertat de 2 milioane 500 de euro, și atunci Domnul spune tot așa, adică la fel va pedepsi Dumnezeu pe cel ce nu iartă din toată inima pe fratele său. Cum spuneai, fratele soției mele sunt eu, soțul ei, nu? Sora mea în Hristos este ea sau în primul rând ea. De ce crezi că Petru a pus întrebarea, Doamne, de câte ori să o iert pe nevastă mea? De ce n a pus întrebarea? Nu, de ce crezi că a pus? Că eu așa cred că a pus, că n-a zis pentru de câte ori să îl iert pe fratele meu. Uh, pentru că cifra 7 era considerată ca ceva grozav. El s-a gândit că Domnul va aprecia că a zis de șapte ori. Da, deci și el, cu... el venea din contextul în care ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, nu știu ce. De șapte ori era mult mai mult decât uh, era acceptat în mod obișnuit. Și probabil el a vrut să spună, Doamne, se vede că am fost cu tine, nu? Adică de la pogni înapoi sau alerta o dată, eu sunt dispus să iert de șapte ori, deci se vede că am fost în școala ta. Dar și Domnul îi dă răspunsul care trebuie să îl dea. Dar când Petru pune întrebarea de câte ori să-l iert pe fratele meu, ceea ce poate însemna copilul meu, soția mea, vecinul meu, sau de câte ori să mă ierte ei pe mine până la urmă și asta... Dar n-a pus întrebarea așa, de câte ori să mă ierte fratele pe mine. Păi el nu greșea, tu nu știi că bărbații nu greșesc, ei sunt greșiți, <laughs> unii, da? Sau bărbații nu greși, și dacă greșesc, asta am observat, noi dacă greșim bărbații, greșim, dar nu suntem de vină. Deci sunt circumstanțe, sunt alte chestii, noi avem noi întotdeauna scuzele noastre, dar eu cred că Petru la momentul acela este realist. El vrea să spună niște lucruri, dar pe de altă parte vrea să spună și o realitate. Doamne, eu îmi dau seama că trebuie să iert. Foarte interesant că un evanghelist menționează de câte ori să iertăm pe zi. Deci aia cu 70 de ori câte 7, nu-i pe zi. Acolo nu dă durată. Dar unul din evanghelist spune de câte ori să iertăm pe zi. De șapte ori pe zi. <laughs> În, în anumite condiții și noi cred că vom discuta locul acesta. Dar le place sau nu ascultătorilor, până la urmă lumina cuvântului este aceasta. Iertarea este o poruncă dumnezeiască pentru bărbați, pentru femei, pentru cei care doresc să fie copiii lui Dumnezeu. Iertarea este o obligație a tuturor celor iertați. Mai mult și nu m-a învățat nimeni. Multe lucruri nu m-au învățat pe mine, dar mulțumesc Dumnezeu că le-am găsit în scriptură. Unele le-am găsit după ani de cercetare și îmi pare rău că nu le-am știut mai repede de asta, le mai împărtășesc cu alții. Noi obișnuim să ne rugăm, încă obișnuim să ne rugăm. Sper să creștem în practica asta, deși deseori scădem în a folosi puterea rugăciunii. Eu am ajuns la următoarea concluzie. Dacă aș vorbi în lumina cuvântului, nu în lumina obiceiurilor noastre. Dacă eu vreau să vin înainte lui Dumnezeu să fac o rugăciune de mulțumire, să zicem că n-am nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Dacă eu vin doar, Doamne, mulțumesc pentru soare, mulțumesc pentru apă, mulțumesc pentru. Dar dacă îmi trece cumva prin cap în rugăciunea aceea să am și o mică cerere de iertare, mă rog degeaba. Pentru că Mântuitorul spune așa: tot așa va face cu cel care nu va fi iertat. Deci eu când vin înaintea lui Dumnezeu și cer iertare, eu deja trebuie să-l fi iertat, să l fi iertat pe cea care mi-a greșit. În rugăciunea Tatăl nostru, noi nu spunem și ne iartă nouă păcatele noastre, greșelile noastre, precum și noi vom ierta greșiților noastre. Precum iertăm. De fapt, noi uneori ne osândim cu o rugăciune aceea. Noi ne o dar este foarte clar Deci în discuția Mântuitorului lucrurile sunt în felul următor. Eu îmi cer iertare de la Dumnezeu după ce am iertat. Și atunci o rugăciune ar trebui să fie așa mă duc înaintea lui Dumnezeu și când mă duc înaintea lui Dumnezeu ce pot să mă rog? Doamne ajută-mă să-mi rezolv problema cu Radu și să-l iert. După ce te-am iertat pe tine pot să vin și să spun Doamne nu contează cât de greu, cât de ușor a fost. Eu l-am iertat pe el. Te rog, iartă-mă și tu pe mine. Citeam o dată o întâmplare despre un băiețel care se ruga la masă tatăl nostru și a sărit peste o parte din rugăciune spunând și pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi spre cum iertăm și noi greșiților noștri. Aoleu. Și tata a sărit de acolo, doamne, nu l-a ascultat că murim de foame. Păi, zic eu o chestie Vis-a-vis de urări din Biblie. Când Apostolul Pavel îi scrie Lugaiu și spune: Doresc ca sănătatea ta să sporească, precum sporește sufletul tău. Dacă cineva ne-ar face urări din asta, cred că toți am fi în cărți, știți? Am schimbat scaunele cu paturile, nu? Da, deci e, trebuie să avem mare grijă ce citim din scriptură și ce ne urăm. Întorcându-ne la versetul 32 din Efeseni 4, zice Apostolul Pavel: uh, În ce manieră să iertăm? Că acum oamenii iartă în multe feluri. Uh, unii zic că uh, te iert dar nu te uit, uh, te iert dar uh, să nu te mai văd uh, înaintea ochilor, te iert dar uh, nu mai vreau să am de face cu tine. Uh, Iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu. Deci iată avem deja un etalon, un model, un model de iertare. De, de fapt avem două modele care ni se dau în două versete. Iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Dumnezeu și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos. Să le luăm pe el, să vedem. Acum este clar că Dumnezeu și Hristos nu iartă diferit pentru că uh -huh. Hristos este Dumnezeu, deci tatăl și fiul una sunt. Aici este foarte importantă precizarea. Deseori eu întreb în lumea creștină care este porunca nouă pe care ne-o lasă Domnul Iisus Hristos de cele mai multe ori primez răspunsul să ne iubim unul pe altul și o spun fals și lumea se uită așa la mine și unii imediat răsfoiesc Biblia să vadă am eu o problemă sau ei au ei o problemă pentru că ei de când știu știu că porunca nouă este vă las o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții e în momentul în care ei deschid la Ioan și se uită acolo și îi spun da frate uite aici vă las o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții de o zi continuă cum v-am iubit eu. A, zic, e cu tot altceva. Porunca iubirii a fost dintotdeauna, pentru că Dumnezeu este dragoste, a fost un Dumnezeu a iubirii și cu ce începe Dumnezeu? Israel, mă iubești pe mine și iubești pe aproapele tău. Dacă ne referim la toată legea și prorocii, ele se cuprind în două porunci, adică să iubești și să iubești. <laughs> e un paradox Da, să iubești și să iubești da? Deci e o singură poruncă, porunca iubirii Dar unde este secretul? Nu iubim cum ne taie nouă capul Domnul ne dă și porunca Și modelul Deci aici vine, în Hristos vine modelul Și acum când noi spunem Să iubim cu, să iertăm Cum ne-a iertat Dumnezeu să iertăm cum ne-a iertat Hristos. Deci nu este doar porunca iertați-vă, că noi ne-am iertat după standardul nostru și lumina noastră, de azi, de mâine, lumina din beci, și de unde o fi, da? Noi trebuie să iertăm după un model. Cum iartă Tatăl? Hai să vedem, cum iartă Tatăl? Pentru că noi nu putem fi mai buni decât Tatăl. Eu aș spune așa, Tatăl nu iartă pe nimeni care nu se pocăiește. Tatăl nu iartă pe nimeni care nu-și cere iertare. Eu am întâlnit în lumea creștină oameni de genul, dacă îi spun, frate, te rog frumos să mă ierți. Am greșit cu ceva, îmi dau seama, te rog să mă ierți. Vai, zice frate, dar nu e nevoie, eu v-am iertat de atunci. Eu stau și mă tu ești mai bun ca Dumnezeu? Cum ai iertat de atunci? Mie nu mi s-a întâmplat niciodată să mă duc în fața tatălui și să-i spun, tată, te rog să mă ierți. Și tatăl să spună, o, Viorele, dar eu te-am iertat de atunci, nici nu m-am mai gândit la chestia asta. De câte ori m-am dus să-mi cer iertare, Tatăl a așteptat să-mi cer iertare și a așteptat să-mi cer iertare sincer și specific. Deci, înaintea lui Dumnezeu, acum și chestia asta din bătrâne e faină, Doamne, e cu neputință să nu fii greșit cu ceva. Asta, așa, Dacă, dacă vezi cumva că am dacă greșit, vezi e cumva, o cântare. Da, da, e o chestie. Nu știu. Greșită zic eu. Da, da, da. da care... Sigur, păi dacă cântăm noi ce vrem, mai puțin Evanghelia câteodată, da? Deci, noi trebuie să spunem, Tată, iartă mă că am greșit aici. Sau am putea să spunem, Doamne, dacă eu nu-mi dau seama că am greșit undeva, Tu luminează-mă prin Duhul Sfânt, luminează-mă prin cuvânt, prin cineva, să văd unde am greșit. Dar este foarte, este obligatoriu. Dumnezeu nu iartă pe cel care nu-și cere iertare, pe cel care nu se pocăiește și își cere iertare. Ce înseamnă asta în viața de familie? Eu nu pot să aștept soția să mă ierte. N-am dreptul să aștept soția să mă ierte până eu nu mă pocăiesc, adică nu-mi pare rău de greșeală, și apoi vin și înverbalizez cererea. Deci nu așa că tu ești bună, încă îi țin și predici. Unii, în loc să meargă să-și ceară iertare, dacă o inimă de om pocăit, el se duce și de predici din Scriptură. Dragă, vezi că ți-o ți Hristos să mă ierți, de și pasajul. Nu mă ierți, ajungi la cazane acolo la zmoală. Vai de pielea ta, o să fie veșnicia. Ăsta e om pocăit, asta înțelege. De aici văd eu dacă el a înțeles sau nu greșeala lui. Pe de altă parte, dacă am luat așa raportul soției soție că vin el, soția nu are voie să ierte până nu-și cere iertare. E sigur că unii vin și spun aici, păi frate, ce fac atunci? Port în mine ură, port în mine dușmănie până nu-și cere iertare? În niciun caz. Deci există două lucruri total diferite. Unul este hotărârea de a ierta. De a fi gata să ierte. gata să ierti. Eu te întreb, că știi răspunsul, când a hotărât Dumnezeu să ne ierte? Înainte de a fi greșit. Înainte de a fi greșit. Încă din veșnicii, înainte de a ne crea. Dumnezeu a hotărât, dacă greșesc, în condițiile acestea eu îi iert. Când ne iartă Dumnezeu? Când ne întoarcem și ne pocăim. Când ne întoarcem și ne pocăim. Deci dacă eu i-am greșit soției, soția trebuie să ia o hotărâre în inima ei. Și hotărârea este aceasta. Viorele soțul meu, eu om ca și alții, dar e soțul meu, când el se pocăiește, eu îl iert și voi și verbaliza iertarea. Iar un lucru foarte important la care vom ajunge. Până atunci ce fac? Până atunci îl ajut să se pocăiască. Pentru că e soțul meu și îl iubesc, îl ajut să se pocăiască și îl ajut să-și ceară iertare. E un alt aspect în iertarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar sta în cer și ar spune, nu, no, viorele, când îți vine mintea la cap, te pocăiești, vii la mine, păi nu mă pocăiesc niciodată. Dumnezeu îmi spune, păcatul ne-a separat. Eu sunt supărat pe chestia asta. Aștept să te pocăiești, aștept să-ți ceri iertare, eu îți ofer iertarea. Și apoi Dumnezeu spune, pot să te ajut eu să vezi unde ai greșit. Mă lași pe mine să te ajut să te pocăiești. Dar nu, nu mă pot eu pocăi în locul tău, adică Dumnezeu nu se poate pocăi în locul nostru. De asta noi nu ne putem schimba în locul soției sau soțului, nu ne putem cere iertare în locul lor, dar îl putem ajuta pe celălalt să o facă. Deci Dumnezeu dă iertare celui care se schimbă, celui care își iertarea, celui care acceptă ajutorul lui Dumnezeu ca să se schimbe. E foarte important să acceptăm ajutorul celorlalți sau din punctul meu, dacă tu mi-ai greșit mie, vorbind de relația frate-frate, că principiul este același, fie că vorbim de familie, fie că vorbim de adunare. Mi-ai greșit mie, ce spune Matei? Dacă fratele tău a greșit față de tine, deci dacă ai greșit față de mine înseamnă că eu sunt pocăitul spiritual și tu care ai greșit ești mai slab. Nu spune Viorel așteaptă-l, cheamă-l la credo în direct ca să vadă toată lumea cum îl umilești. Ce te duci tu să-l câștigi. Dar eu când mă duc la tine nu pot să spun știi Radule, pentru că noi avem o prietenie veche, nu e nevoie să te schimbi, nu e nevoie să te pocăiești, eu te-am iertat. Deci eu ce trebuie să fac acolo, îmi spune Mântuitorul și eu spui Radule, m-a supărat gluma care ai făcut-o. Nu știu, ți-ai dat seama, nu ți-ai dat seama. Tu poate spui, mi-am dat seama sau spui, băi, am făcut-o intenționat, am vrut să te pițic puțin. Spune Radule, bun, acum că suntem prieteni, să spun ce spune Evanghelia. Tu îți ceri iertare și eu te iert. Păi cum să-mi ceri iertare? Păi în ce limbă vrei ca să o înțeleg și eu? S-ar să spui, Viorele, dar e umilitor să-mi cer iertare. Și eu cred că e umilitor și rușinos că unul îi spune, zice, frate, știi ce greu mi să-mi cer iertare. Ii zic, asta și trebuie. Că dacă ne-ar fi ușor, toată ziua ne-am bate joc de celălalt și apoi, nu, no, frate, iartă-mă, că se practică chestia asta, știi, te scuipă. Superficial. Da, și după asta ce? așa de simplu, după ce ți-o pognit câteva, știi, și tu trei nopți, n -ai ce -a fost pognit? așa de greu. Da, ce a fost așa de greu să spună el de pe vârful buzelor, îmi pare rău, te rog să mă ierți. Deci el ajuns să se pocăiască partea cealaltă când revenim la viața de familie. Că am zis, în viața de familie. Uh, și aici hai, hai să o lămurim și cu să n-apună soarele peste mânia voastră. Aș, aș întreba ceva legat tot de aspectul ăsta care deja l-ați amintit. Uh, faptul că unul dintre cei doi spune m-a deranjat. Nu totdeauna spunem ce ne deranjează. Bun da, Sunt la... oameni care, care țin în ei și la un moment dat uh, uh, adună, adună, adună și. Unul zice o glumă nesărată, l-ai supărat, l-ai jignit și nu zice nimic. Și apoi, dintr-o dată, vezi că explodează. Bun, hai să nu ne referim la nevestele noastre, să ne referim la noi. Că și noi ne mai supărăm pe ele, mai puțin, ele se supără pe noi mai mult. Întrebarea mea pentru tine, că nu-i soția ta aici, este tu te-ai căsătorit cu o ghicitoare? Cu siguranță nu. Nu, tu ai luat o creștină, un copil al lui Dumnezeu, care nu are nimic de a face cu Bun, atunci de unde se știe ea că te-a deranjat o chestie? E altceva dacă i-ai spus de 10 ori că te deranjează culoarea roșu. Dar poate ea nu vede că e roșu și spui, dragă, eu știu că te deranjează, dar tu n-ai văzut că e roșu, hai să schimbăm, îți spun eu. Dar mai ales când e vorba de lucruri care n-au fost discutate până atunci. Din nou mă întorc la Dumnezeu care ne dă modelul. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi spus nouă ce îl deranjează, aveam noi habar ce îl deranjează pe Dumnezeu? De ce avem noi toate listele astea de păcate în Biblie? Ca să ne spună ce îl deranjează. Da, Dumnezeu spune, Viorele, eu nu știu cum vezi tu relația. Eu spun, Doamne, ce bine suntem noi. N-am fost niciodată cu nimeni așa, spune, dar eu nu sunt bine cu tine. De ce? Uite ce mă deranjează. Și dacă te uiți la cartea profetului Maleahi, care eu văd un dialog așa între un Dumnezeu bun, sigur supărat și un popor nesimțit de-a dreptul. Dumnezeu spune, v-am iubit. Cu ce ne-ai iubit? Dumnezeu nu îi pognește să spună: Nu vei rușine, ne merg, mai pune și întrebarea. Că unii spun: Când zici, pe păi ce nu știi tu? Dumnezeu nu spune: ce nu știi? Uite, uite cu ce mă înșelați, dar cu ce te înșelăm? Dumnezeu a răbdare, spune: Uite cu ce mă înșelați, uite cu ce, uite cu ce. Deci noi ar trebui să avem puterea asta, să mărturisim acolo unde am fost supărați și mă întorc din nou la porunca Domnului din Matei: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta poate el nici nu realizează. Du-te tu la el. Și primul lucru când te duci la el, asta poate să fie întrebarea. Frate, din a ta realizezi că prin chestia asta mai deranjat, mai jignit. El poate spune da, nu și de aici se începe discuția. Sunt situații în care omul poate nu-și dă seama că ce-o spus el pe celălalt l-a deranjat. Nu, nu, în sensul că omul nu are bunul simț, dar nu-și-o seama că pentru celălalt Glumă a fost un pic prea forțată și în felul ăsta. Contează să-i să spui celuilalt și ne întoarcem la familie. Contează comunicarea aceasta între soț și soție, nu în sensul de a-l amenda. Că unii, de exemplu, când își comunică nemulțumirile, parcă îți dă amendă după amendă. Numai cartonașe, da? Numai, numai cartonașe. Numai. Nu, și eu, eu aș spune nu doar să-i spui celuilalt, ci uh -huh. să-i spui cât mai repede posibil. Pentru că eu pot să zic, am luat chestia cu gluma, da? Noi bărbații cu toată glumii, vorbim de glume sărate, deci nu vorbim de glume ieșite din caracterul creștin. Femeile de altfel iau glumele, da? Eu pot să fim împreună aici, soția mea, soția ta, sau la masă undeva, noi facem o glumă, a mea îi se pare că nu a fost... Dar mie nici nu-mi trece prin cap, că dacă mi-ar fi trecut prin cap că este o jignire sau ceva, sau că eu destăi nu-i ceva din viața ei care o le deranjează. Doamne, ferește, dar nu o spuneam că e soția mea și o iubesc, vreau pace, liniște, adică nu nu mi doresc așa ceva. Dacă ea vine după nu știu cât timp și începe ea, păi Viorele, ți-a dus tu minte când eram noi la o masă roșie? Eu nici nu mai știu ce masă roșie. Păi, eu nici nu mai știu când ne-am întâlnit în urmă cu doi ani în Oradea. Și atunci putem începe un alt spectacol. A, deci nu, nici nu ții minte. Eu am fiert, nu ții minte. Deci de aici putem scrie romane și teze de doctorat. De asta eu spun, fie că e vorba de soț, fie că e vorba de soții, e foarte important să comunicăm. Dar să comunicăm în dragoste, să comunicăm cu înțelepciune și nici n-aș fi atât de larg la inimă să spun, radule, treci peste. Dacă tu treci peste, eu nu cred că îți iubești soția. Pentru că ea n-a realizat ce a făcut. Tu în dragoste ai putea o ajuta dacă îi spui acum, ea nu face data viitoare. Tu înghiți în tine undeva. Tot rămâne chestia asta, că eu cât de mult am iubit-o, că am șters. Da? Deci tu deja ai trecut peste Dumnezeu, tu ești mai bun ca Dumnezeu, ai iertat-o fără ca ea să recunoască, fără ca ea să-și iertare. Mai faci o chestie din asta, de obicei ele se amplifică, știi că tu iar înghiți iară și după asta ți se întâmplă că nu mai poți și când faci o chestie măruntă, picătura, tu explodezi de parcă e Hiroshima, Nagasaki, la care ea săraca asta să uită la tine și spune, omule, păi ce duh în tine, e vorba de o floare, a mișcat chestia asta. E atunci tu începi cu istoria, dar stai dragă, dar din 2004, eu ți-am înghițit de 100 de ori, la care i spune, dar câ când, mi-ai înghițit? Și tu nici nu știi să spui că doar nu le-ai contabilizat, tu le-ai șters, dar ai spus deja de 200 de ori, ea exagerează și atunci începe. Tu mi-ai înghițit mie, dar nu știi câte ți-am înghițit eu. Și începeți un scandal, nu-l puteți rezolva nici cum. Eu cred că Domnul ne-a dat în modelul lui, ai greșit, aici este păcatul, aici este pocăința, aici este iertarea. Ce văd de la Dumnezeu foarte important? Eu mă feresc să, dar le mai scap că asta e limbajul omenesc, mă feresc să le împart în importante, foarte importante, mai ales că crescând în biserică am auzit chestii de genul ăsta știi, nașterea Mântuitorului, fraților cel mai important lucru nașterea, dacă n-ar fi fost nașterea nimic ar fi fost trecea un pic venia botezul. Cel mai important lucru, cel mai important suferințele, cel mai important moartea, cel mai important tăbierea. Toate sunt importante. Da, și eu tot vine. mă întrebam, știi, bă, care o fi cel mai important? Și până la urmă toate sunt importante la locul lor. Deci când este vorba de iertare, ce am văzut în Dumnezeu, pe lângă lucrurile spuse? Dumnezeu creează un cadru în care să avem îndrăzneală să ne cerem iertare. Eu dacă n ști că Dumnezeu e bun, milos, nu știu dacă aș avea curaj să vin la el. Dar eu stau și mă gândesc, acum ce nu știu mulți, păcatul e foarte greu de purtat. O relație stricată e foarte grea. David vorbește de relația lui cu Dumnezeu, câtă vreme am tăcut. Eu nu știu dacă înțelegem noi chiar bine ce spune el, că mi se topeau oasele. Vorbim de un războinic un războinic care nu se temea de nimeni și de nimic și spune Viorele, păcatul ăla, lipsa aceea de mărturisire, mă omora. Deci la un moment dat nu mai poți să te duci așa cu păcatul în trai, să știi să-l porți în geamantan, că te, te doboară. Dar știi ce am observat? Sunt femei și sunt bărbați care poartă povara greșelilor. Nu le mărturisesc și nu-ți cer iertare. Știi de ce? Se tem de ce va urma, după ce scoate cuvintele pe gură, dragă, am greșit, te rog să mă ierți Am deci, o întrebare aici, pentru că ați adus discuția pe terenul acesta. Sunt situații în care, să spunem, soțul sau soția spune despre celălalt am iertat atâtea, pe asta nu mai pot ierta. Ca om, aș înțelege, dar nu dacă ar pune așa cu punct și imposibil. Dacă ar spune, frate, eu atât te-am iertat că la momentul ăsta, nu știu dacă mai pot ierta acum, dar poate pot ierta pentru o secundă. Lași paranteza deschisă. Lași paranteza deschisă. Partea cealaltă, dacă ar spune, frate, omenești, eu nu mai pot ierta dar dacă Iisus Hristos mă ajută să iert eu sunt dispus să împlinesc porunca lui să iert de câte ori este nevoie și să spună eu îi cer lui Hristos putere să iert și cât mă va ajuta el să iert, tata voi ierta. Ne asumăm riscul ăsta pentru că este clar că oamenii suntem limitați eu cred că atunci când Domnul ne spune dacă se întoarce de 70 de ori câte șapte. Ca aici e problema nu numai să-l ierți. Dacă se întoarce și spune îmi pare rău, iartă-mă, să-l ierți. Cum? Păi nu de unul singur. Tot cu puterea lui Dumnezeu. Și aici eu când îmi văd greșala, când eu vin să-mi cer iertare de la tine, eu nu cu puterea lui Dumnezeu fac. Tot Dumnezeu mă ajută să-mi văd greșala și oricât de mult mă așteme eu că îmi ții tu nu știu ce și îmi spui, eu prin puterea lui Dumnezeu capăt curaj să vin să-mi cer iertare. Și tu, tot prin puterea lui Dumnezeu, trebuie să spui, Doamne, tu ei ai lui Viorel să se pochească și să vină la mine. Bun, el și-a făcut partea, dar mie îmi porunce să iert. Tu vezi că nu mai pot ierta. Mă ajut sau nu mă ajut? Păi eu cred că nici nu putem ierta, nu de 70 de ori. Odată nu putem ierta în adevăratul sens al cuvântului fără puterea lui Dumnezeu. Dacă cineva ar veni să-mi spună, Că Dumnezeu nu-l mai poate, sau nu-l mai ajută, nu mai ajută să ierte, deja e altceva. Dar încă n-am prea auzit oameni care să spună, Dumnezeu e incapabil să mă ajute să iert atât. Și exact cum spui tu, spune, Eu nu mai pot, Eu nu mai, Eu nu. Sau nu mai vreau. A, ah, bun, deja e altceva. E altceva. E altceva, da. E mai aproape deci, de adevăr. Nu, deci, dacă nu mai vrei să ierți să nu mai vrei iertarea lui Dumnezeu, e simplu. Deci lucrurile sunt foarte clare în Biblie și foarte mari. Deci Dumnezeu este atât de categoric, nu ierți, nu te iert. Cu siguranță subiectul acesta al iertării referitor la familie se poate dezvolta în multe, în multe direcții. În ultimii ani, parcă și în România, tot mai multe familii au probleme pe partea fidelității între parteneri. Și că vrem să recunoaștem sau că nu vrem să recunoaștem, în bisericile noastre ne confruntăm cu această problemă, cu această plagă a despărțirilor. Și sunt voci care spun: Păi, dacă a greșit, gata. Aici nu mai trebuie iertat. Da. Am vrut, am vrut pentru că. Știam că sunt atât de puternice cuvintele scrise. Am vrut să le citesc și apoi mă duc unde, unde ai vrut să mă trimiți. Matei 6, de la 14. Dacă iertați oamenilor, soțului soției, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Deci eu n-am fabulat când am spus tu ierți, Dumnezeu iată. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Deci dacă tu spui, vioarele, m-am săturat să iert. Bun. Te-ai săturat să iert, se satură și Dumnezeu. Păi spui, mie nu -mi convine. Eu vreau să spunez în Biblie că Dumnezeu meu nu obosește iertând oricât de multe ar fi păcatele mele. Deci până la urmă să fim cistiți. Noi vrem mila lui Dumnezeu non-stop, angro și gratis. Iar celălalt are nevoie de mila noastră, nu de câte ori avem noi de nevoie de mila lui Dumnezeu. Eu cam aici spun familiștilor când e vorba de cât de mult să iert. Eu spun așa, Radole, iartă-i soției tale cât ți-o iertat Hristos Când ajungi la egalitate, mă sun pe mine. Și mai facem o emisiune, spun punctul 2. Deci dacă vreodată ajunge soția ta să greșească, cât ai greșit tu, sau soția mea dacă ajunge să îngreșească mie cât i-am greșit eu lui Hristos, atunci are rost să mai continuăm discuția. Dar sunt unii care uh, acționează după următoarea filozofie: ce mai lasă-l o zi, două, o săptămână, așa în suc propriu, și apoi mai vedem ce face. Și ție îți place dacă te-ar lăsa domnul un pic de. Mie nu -mi place. Și atunci, iar în, 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 în sucul <coughs> cui suntem? Ori <coughs> suntem în sucul propriu, ori suntem în lumina cuvântului. Acum tu ai făcut o chestie, parcă ai avut și tu o lumină. Eu zilele acestea m-am întâlnit cu niște cunoștințe și erau și niște apropiați de-a lor. Discutam multe lucruri din Biblie și un frate avea expresia asta. Frate Iuga zice, asta e așa mai slăbuță, hai să discutăm niște subiecte mai tare. Acum văd că tu îmi dai tot din astea slăbuțe, deci cu divorțul și cu iertarea. Ca să nu umblăm la limbi străine, la greacă, la cutare, că și așa miroase creier ars, Hai să spun că eu sunt atât de larg la inimă și darnic, deși nu contează inima mea, contează inima lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Dar să presupunem că Matei 19 ar trebui interpretat cum în mod intenționat îl interpretez eu acum. Tu mi-ai spus așa, da? Că din pricina curviei, da? Poate lăsa pentru orice pricină e clar că Domnul spune nu poate lăsa. Dar unii se uită acolo, da, că dacă eu vă spun că orice cine își lasă nevasta afară de pricină de curvie. Acum aici noi am putea intra multe, că nu-i prea curvie, e curvie, e toate, dar eu o iau așa, Radole. Dumnezeu îmi permite și îți permite. Dacă celălalt nu este fidel, îmi permite să mă despar de el. Deci aș avea niște întrebări practice. De câte ori nu mi este fidel? Vorbim de un accident sau de o trăire în păcat? Că nu vrea să se pocăiască și să renunțe. Deci e o diferență. Păi dacă unul s-a împiedecat, o căzut în cursa diavolului, nu înseamnă că n-a greșit, deci să nu înțelegem. Nu scuzăm. Nu, nu scuzăm păcatul. Dar dacă e un accident, dacă este pocăință, dacă e una, dacă e o trăire continuă, un stil de viață, este cu totul altceva. Dar să spunem așa, Dumnezeu permite. Sau poruncește sau permite. Cum e? Permite. A, deci nu poruncește. Nu apare. Nu. Nu apare. Ca permisiune. Poruna. Și atunci, întrebarea mea este, noi vrem să trăim la nivelul permisivității lui Dumnezeu sau al poruncelor lui Dumnezeu? Tu eu, eu știu ce ar trebui să spun, dar văd și cum se procedează. A, dar pe mine chiar nu mă interesează cum se procedează, <laughs> pentru că ce se întâmplă? Eu dacă cobor la, la necazul oamenilor. Deci <clears throat> acum să, să vorbim deschis. Noi suntem slujitori, da? Te duci într-o familie și auzi pe sora vorbind. Și în sufletul tău te gândești, la sora trebuie să-i facem statuie. Te duci în altă familie și la auzi pe fratele vorbind și spui fratele ăsta e de șapte ori mai răbdător decât mine. Te gândești în sufletul lor. Ce trebuie să înțeleagă oamenii ăia? Și eu le spun, eu spun frate, eu pot plânge cu dumneata. Eu pot face orice, dar nu pot schimba scriptura pentru dumneata. Soră, eu nu pot să spun că înțeleg necazul dumitale, dar îmi dau seama că omenește vorbind, ăsta trebuia împușcat de trei ori, iar l-a adus la viață, iar dat în cap, omenește vorbind, te gândești la orice, dar ce facem cu Biblia? Și atunci, dacă Dumnezeu permite și Dumnezeu poruncește, eu ca și părinte, care sunt rău, că nu mă compar eu cu părintele de și Dumnezeu, eu ca părinte, n-aș aștepta copiii mei să facă ce le permit. Pentru că să spun cum se întâmplă. Tata, ne lasă să mergem acolo. Nu. Da, tata, toți se duc, ne lasă să mergem acolo. Nu. Și încerc să le și explic. Bine, tata, numai tu ești dinozaur, nu cu tare și... Frate, la un moment dat, vorba unui frate, mă lasă și pe mine nervele sau... Și spun, copii, 20 de ani tata v-a spus ceva. Și v-am spus, cu asta nu suntem de acord, pentru că, uite, asta spune Biblia, asta, asta, dar suntem într-o țară liberă, sunteți copii majori, până la urmă sunteți membri în biserică, ca și mine, sunteți născuți din nou, aveți pretenția că aveți Biblia, că aveți Duhul Sfânt, că toate și eu nu le neg. Știți ce? Faceți ce credeți voi, ce vreți voi, că până la urmă eu ajung înaintea lui Dumnezeu și dau socoteală pentru sufletul meu, voi ajungeți înaintea lui Dumnezeu și dați socoteală pentru sufletul meu. Deci în momentul ăla eu ca părinte i-am permis. Copiii ar putea să spună, tată, au zis să facem ce vrem și facem ce vrem. Ce aș aștepta eu ca tată? O spun foarte deschis. Când eu am spus, faceți ce vreți, și când ei se retrag în cameră și discută unul cu altul, să spună, e adevărat, tata, au spus, faceți ce vreți. Dar 20 de ani tata ne-a spus că nu e bine. Că nu e bine. Chiar dacă avem noi o anumită libertate, noi chiar așa ne batem joc de inima lui tata și de dorințele lui, avem libertatea de a face ce vrem. Am ales ce facem. Vrem ce aduce bucurie tatălui. Așa mi s-ar se, mi se părea normal, nu? Într-o relație bună. Și atunci, dacă în capitolul 19, Hristos, extinzând lucrurile la maxim, că nu poți mai mult, ar permite lucrul ăsta, să vedem cum se încheie capitolul 18, că de acolo v-am citat: Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Asta e permisiune sau poruncă? Asta va face Iertare. Iertare. Este poruncă cum și noi ce trăim? Permisiunile Domnului sau poruncile Domnului? A, știu că dacă acum ne-ar auzi poate soții a căror soț să fie și să ai frate Iuga, el e în păcat, dar eu l-aș fi iertat dacă se pocăia și, și cerea iertare. Dar el nu s-a pocăit. Sunt de acord, ea nu poate să-l ierte până nu s-a pocăit. Dar am o întrebare, cine să-l ajute pe el să se De ce el s-a încurcat cu vecina, da? Vecina să-l ajute să se pocăiască sau soția lui? Soția ar trebui. Păi ea e ajutorul potrivit, da? Deci soția poate să spună, Doamne, n-am crezut niciodată că voi ajunge aici, e soțul meu, a căzut în groapă, oare n-am și eu vreo vină, dar nu vreau să intru în discuțiile astea, da? Îi de mâncat o pâine și aici. O pâine și o jumătate. <laughs> da. Deci, ca să, ca să fie lumea foarte clară, în felul în care înțeleg eu Biblia, Două lucruri pot să le spun și ar trebui să le scriu și eu și tu și ceilalți. Divorțul este interzis tuturor și iertarea este poruncită tuturor. Cam așa ar trebui să vedem cele două lucruri dacă vrem binecuvântarea lui Dumnezeu și viața de familie. Divorțul interzis categoric tuturor și iertarea lui Dumnezeu poruncită tuturor. Nu orice fel de iertare. După modelul lui Dumnezeu, după modelul lui Hristos, ceea ce înseamnă că dacă mi-ai greșit, vin, discut cu tine, mă rog pentru tine, fac tot ce pot, nu în locul tău. Fac tot ce pot să te ajut ca tu să realizezi greșeala, să te pocăiești, când te-ai pocăit eu te iert, punct. Deci nu când te iert, mai vin cu dar, cum ai zis tu și încep cu tot felul de filozofii și dacă fratele nu și-a cerut iertare sincer și șantaj, când eu mi-am cerut iertare, biblic, tu trebuie să mă ierți. Dacă eu n-am făcut-o sincer, las-o între mine și Dumnezeu. Că Dumnezeu știe, nu doarme. Dar așa tot toată eu pot să presupui. A, fratele, eu ca și o cerută de pe buze. Păi ai tu deja măsurătoare? Noi intrăm în niște lucruri care ne depășesc. Deci când cineva, atât a spus Domnul, vine la tine și spune, îmi pare rău, iartă-mă, tu să ierți. Și acum, dragii mei, haideți să ne gândim la modul cel mai serios, câte ne-a iertat nouă Dumnezeu. Și eu cred că vom avea nevoie de iertarea Lui și în continuare. Eu mă rog Lui Dumnezeu să nu greșim. Sunt sigur că voi greși și eu, veți greși și voi. Haideți să fim buni unii cu alții și să ne iertăm așa cum ne-a Dumnezeu în Hristos. Din păcate trebuie să punem punct emisiunii de astăzi cu convingerea că ceea ce am discutat va fi de folos multora multora dintre cei care ne urmăresc, poate personal, dar poate în dreptul altora, ajutându-i cu un sfat, rugându-se pentru cei care au ajuns în dificultate. Iar în final, așa să spun, iertarea nu trebuie privită ca o povară, ci mai degrabă ca un privilegiu pe care îl avem la dispoziție și cred că a ierta pe cel de lângă noi este un mare câștig.